Echipele care participă în campionatele naționale, Liga Națională, sunt obligate să plătească niște contracte sau să încheie niște contracte cu o firmă de înregistrare și interpretare a jocurilor. Avem noi toate jocurile, echipele, dar le are și firma respectivă. Deci dacă eu în Elveția nu am o firmă care să mă adresez să-mi dea orice joc din Liga sau din campionatul lor, elvețianul sau austriacul sau portughezul, italianul se poate adresa acestei firme și contra unei sume probabil că primește orice DVD dorește. Deși nu a apucat să vadă încă imagini cu jocul viitorilor adversari, portarul Bogdan Prale a recunoscut că din ce a aflat de pe internet, talia austriecilor l-a impresionat cel mai mult. Am văzut ca un component 3 jucători străini, un croat, care are experiență, vă zic, la cei 34 de ani ai săi. Un jucător sârb, 32 de ani, și un ceh. Deci pot să zic că au experiență. Și ca tali, așa am văzut că sunt destul de masivi. Vom vedea în jocul lor ce o să fie. Universitatea Suceava va înfrunta pentru prima dată formația Krems sâmbătă în Austria, urmând ca peste o săptămână cele două echipe să dispute returul în sala LPS din Suceava.